este necesar să părăsească nimeni sanctuarul, chiar dacă vor vota doar membrii cu drept de vot, dorim ca doar ei să ia cupoane de vot. Rog frații ușieri să meargă în sanctuar, așa după cum a fost rânduit, și deja să împartă cupoanele. Am o rugăminte, nu le rupeți, lăsați-le așa împreună. Le luăm unul câte unul ca să nu încurcăm culorile. Avem unul verde, unul portocaliu, unul alb, unul galben și unul, hai să zicem, roșu. Pe fiecare dintre aceste cupoane de vot urmează să votați pentru funcții. Așa după cum știți, în biserica noastră alegem cei 11 membri ai comitetului, după care dintre ei se aleg funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, casier și administrator. După cum probabil vă puteți da seama, nu toți dintre cei care intră în comitet doresc o anumită funcție sau poate sunt foarte pregătiți pentru o anumită funcție. Există anumite cerințe ca cineva să se ocupe de secretariat, de casierie, de administrație și datorită acestui lucru stăm de vorbă cu frații din comitet care au fost aleși și încercăm să vedem care sunt preferințele lor cu privire la aceste 5 slujbe. Este lucru pe care l-am făcut săptămâna trecută. Ei între ei au stabilit un candidat al lor, pe care vi-l recomandă. Atenție, subliniez, vi-l recomandă. Dumneavoastră când luați buletinul de vot, de exemplu pentru poziția de președinte, eu vă voi introduce fratele care este recomandat de comitetul nou ales al bisericii pentru această funcție, la fel pentru vice, la fel pentru secretar, pentru casier și pentru administrator. Dar dumneavoastră puteți să spuneți da în dreptul lui, puteți să spuneți nu în dreptul lui sau puteți să puneți numele unui alt frate dintre cei 11 pe care dumneavoastră îl doriți. Deci așa vom vota. Este foarte important să înțelegem, fraților, că nu toți dintre cei 11 doresc sau au vrut să fie pe o anumită funcție. Noi am avut o discuție frumoasă, o părtășie frumoasă săptămâna trecută și este cu deplină înțelegere a celor 11 frați și unanim propusă această metodă de a vota. S-au dat peste tot buletinele, fraților? Este cineva care nu a primit buletin? Vă rog frumos să ridicați mâna ca să vă vadă, frații, uitați acolo sus în capăt. La corul de fete, deci, the ones that are baptized and you have a right to vote. Only those that are baptized members. Ați reușit să dați și pixuri sau ceva de scris? Bun. Acum, pentru poziția de președinte, candidatul propus de comitetul nou ales este fratele Octavian Big. Dumneavoastră rupeți acest cupon verde acum, scrieți da sau nu, sau numele unui alt frate după cum doriți. Deci dacă acceptați propunerea comitetului ca fratele Octavian Big să fie președinte, scrieți da. Dacă nu sunteți de acord, scrieți nu. Dacă doriți un alt frate, spuneți-i numele. Și sper că ați rupt doar buletinul verde. Ok, cred că nu e mult de așteptat. Fraților, vă rog frumos, putem să începem să strângem buletinele verzi pentru poziția de președinte ca să poată fi numărate.
Puteți deja să duceți cupoanele, pentru că frații pot deja să împartă buletinele. Frate Vinicius, o să am nevoie, când îmi aduci cuponul, de numărul total de voturi și pe urmă categoriile de vot. Mulțumesc. Până când se numără voturile, aș vrea să adresez cuvinte de mulțumire Comisiei Electorale, care în săptămânile acestea a fost la datorie, holul bisericii, au făcut o slujbă excepțională. Fraților care au numărat voturile dumneavoastră, în mod deosebit coordonatorului acestei comisii, fratele Vinicius Sabău, apreciem din toată inima munca lor, sacrificiile lor, le mulțumim frumos. Pentru că deja toate voturile au fost strânse, aș vrea să am un cuvânt de mulțumire pentru fratele Octavian Big. Fratele Octavian Big a slujit în conducerea bisericii în mai multe funcții, atât ca administrator al bisericii, ca președinte în ultimul mandat, un om de nădejde. Mulțumim lui și familiei lui care s-au pus la dispoziția Domnului și a bisericii cu multe sacrificii. Și aici nu mă refer doar la timp, mă refer din toate punctele de vedere. Mulțumim frumos, frate David, Domnul să te binecuvinteze.
Fratele Tavi a luat 89% din votul dumneavoastră și are un nou mandat de președinte al corporației. Domnul să-l binecuvinteze. Luați, vă rog frumos, cuponul Orange. Candidatul Comitetului Bisericii este pentru vicepreședinte fratele Dănuț Balint. Puteți să spuneți da sau nu, sau să scrieți numele unui alt frate. Stimați frați și surori, cred că unii dintre dumneavoastră considerați votul acesta poate prea ușor sau vă gândiți, probabil că la unii le-ar place un ring aici, în mijlocul bisericii, să vină vreo doi să se păruiască pentru fiecare funcție. Noi nu avem obiceiul ăsta. Bineînțeles că dumneavoastră în mod liber vă puteți spune cuvântul pe buletinele de vot, însă tot așa de bine și frații au dreptul să candideze sau să nu candideze, sau au dreptul ca împreună să-și stabilească un candidat comun pe care să-l propună. Și dacă frații au făcut lucrul acesta, noi ne facem datoria de membrii bisericii să votăm, să ne spunem cuvântul și facem lucrul ăsta pentru bunul mers al bisericii. Eu personal, dacă aș face parte și aș fi membru într-o biserică care face lucrurile așa cum se fac aici la Elim, eu aș fi foarte fericit. Nu știu, dumneavoastră. Cred că sus la balcon e de luat un buletin. Mai este cineva care nu a dat buletinul de vot de la balcon? Pentru poziția de
vicepreședinte, fratele Dănuț Balint, are 88% din voturi, are un nou mandat de 3 ani pentru poziția de vicepreședinte. Acum, pentru poziția de secretar, candidatul propus de conducerea bisericii este fratele Florin Șaiteș. Fratele Florin nu este în seara aceasta, a trebuit să plece out of town, ca și fratele păstor Aditișe, datorită unui angajament anterior, a trebuit să meargă, dar este candidatul propus de Comitetul Bisericii pentru că încă un termen de secretar. Cuponul alb. Pentru poziția de secretar, fratele Florin Șaiteș a luat 95% din voturi și are încă un mandat de 3 ani. Pentru poziția de casier, candidatul propus de conducerea bisericii este fratele Dorel Ardelean. Cuponul, nu știu, lime. Galben.
Pentru poziția de casier, fratele Dorel Ardelean are 93% din voturi și are un nou mandat de casier al bisericii. Acum luăm buletinele roșii. Pentru poziția de administrator, propunerea comitetului este fratele Aurel Rusu. Văd că ați votat, așa că pot permite să spun lucrul ăsta. După cum probabil vă puteți imagina, aceste candidaturi unice ale fraților propuși pentru funcții au fost prin vot secret. Deci în cadrul comitetului de 11 persoane am avut vot secret și a fost alegerea lor. Probabil spuneți, păi i-au pus pe cei care au fost. Păi dumneavoastră le-ați dat tonul. Doar un singur frate din comitet s-a retras și a spus că nu mai dorește să candideze și pe ceilalți 10 dumneavoastră i-ați ales să fie în comitet. Asta e modelul care l-ați dat. Frații din comitet au făcut exact același lucru. Au propus aceleași funcții, aceiași frați pentru funcții. Am spus câteva lucruri frumoase despre fratele Tavi Big, aș vrea să spun și despre fratele Dănuț Balint. Apreciem din toată inima munca, efortul, lucrarea pe care a făcut-o în biserică și nu numai în perioada aceasta de la inaugurare încoace, în funcțiile pe care le-a ocupat, a fost secretarul bisericii, dar în timpul construcției a fost managerul construcția șantierului și a făcut o slujbă extraordinar de bună și mulțumim foarte, foarte frumos. Apoi, fratele pastor Florin Șaiteș este un om deosebit, deosebit de plăcut, un om deosebit de credincios, slujește și ca pastor și în ultimii 3 ani a fost și secretarul bisericii, a avut această dorință și a fost ajutat de fratele Vinicius Sabău ca și clerc și apreciem mult slujba pe care amândoi au făcut-o în direcția aceasta. Apoi, fratele Dorel Ardelean a introdus un concept revoluționar în sensul că a cerut să fie sprijinit de... Nu merge microfonul? Ok. De specialiști, de oameni care au diplome de CPA, contabil, fratele Jacob Talpo și acum fratele Robert Baman și slujesc împreună cu el la casierie, introducând o doză de profesionalism în felul în care sunt păstrate informațiile și apreciem foarte mult munca fratelui Dorel. Pentru cei care veniți și vedeți dările de seamă cu privire la situația financiară a bisericii, este de un profesionalism desăvârșit. Apreciem mult eforturile, munca fratelui Dorel și inclusiv ca manager financiar al construcției în perioada construcției. Apoi, fratele Aurel Rusu, pe lângă responsabilitățile de a întreține facilitățile acestea extrem de mari, gândiți-vă că sunt aproape dublu decât au fost la Bernard. Sora Estera slujește la bucătăria bisericii, face o lucrare foarte frumoasă, foarte bună. Apreciem din toată inima eforturile și sacrificiile acestor oameni pentru casa lui Dumnezeu. Vă mulțumim mult de tot. Fratele Aurel Rusu are 95% din vot și încă un termen de 3 ani ca administrator. Fraților, vă mulțumim din toată inima. Vă invităm să ne ridicăm în picioare.
Rog pe fratele pastor Adrian Dan să vină aici la microfon și să înalți o rugăciune pentru Biserica Elim, pentru conducerea bisericii, că și fratele Adrian face parte din conducerea bisericii. Noi ne binecuvântăm cel mai cu drag, frate Adi, și pentru cei 5 frați aleși în pozițiile de slujire a corporației. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea ta în această seară cu mulțumire. Îți mulțumim că ai fost cu noi în timpul acestor alegeri, Doamne, îți mulțumim că ai binecuvântat lucrarea aceasta, Doamne, îți mulțumim pentru frații care ai ales, Doamne, ca să fie în fruntea bisericii, să reprezinte biserica, Doamne, te rugăm să-i binecuvântezi, să lași lumină, să lași călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt și lucrarea, Doamne, de aici, din locul acesta, să propășească, Doamne, și să fie sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt în continuare, Doamne. Îți mulțumim pentru harul și dragostea Ta, Doamne, vrem să încredințăm în continuare lucrarea în brațul Tău, Doamne, și te rugăm să ne sprijinești în tot ceea ce vom face în continuare. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin.